Continuăm jurnalul. După cum spuneam, în Biserica Ortodoxă vor fi sărbătoriți mâine Sfinții Cuvioși Ioan Casian și German din Dobrogea. Născuți din părinți străromâni în părțile Casimcei, cei doi sfinți, după ce au îmbrățișat viața monahală, au pornit în căutarea modelelor de sfințenie din Betleem și Egipt. În anul 400 au ajuns în Constantinopol, unde au ascultat cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, cel care l-a hirotonit preot pe Sfântul German, iar pe Sfântul Ioan Casian diacon. Cei doi sfinți au fost numiți de mitropolitul Antonie Plămădeală drept primii isihaști străromâni. Sfinții cuvioși Ioan Casian și German din Dobrogea au adus o contribuție valoroasă la formarea teologiei patristice și a spiritualității, încă din tinerețe cei doi au ales calea monahismului, dobândind darul rugăciunii neîncetate. Iată, sfârșitul lunii februarie ne aduce întotdeauna întâlnirea cu doi sfinți străromâni din Dobrogea Străbună, și anume de Sfântul Ioan Casian și Sfântul German din Dobrogea sau din Dacia Pontică. Și în doi sfinți străromâni care sunt venerați, iată, de către creștinii ortodoxi români pentru faptul că au implementat în viața lor Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au trăit în spiritul dragostei jertfenice față de aproapele, și iată, au lăsat o dâră de lumină și în istoria bisericii noastre, dar și în istoria creștinismului. Sfântul Ioan Casian s-a născut în anul 365 într-o familie aleasă din părțile Dobrogei. Până astăzi se păstrează podișul casienilor, unde la începutul secolului trecut, marele savant Vasile Pârvan a descoperit o inscripție cu numele de Casian. Iată, a primit o educație aleasă în familie, care pe lângă această educație a primit și în același timp și o aplecare deosebită față de învățătura Mântuitorului Iisus Hristos cuprinsă în Sfânta Scriptură. A urmat școlile vremii, de acolo a plecat având un dor nestins să vadă locurile sfinte. Împreună cu prietenul său German s-au dus în Țara Sfântă și s-au închinat cinstitelor locuri unde a pătimit și a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De acolo, mânați de un dor sfânt, s-au dus la Betleem și acolo s-au călugărit amândoi și au trăit într-o mănăstire, îmbinând munca cu rugăciunea, cu contemplația. De acolo au plecat pentru o perioadă în Egipt, unde s-au întâlnit cu mari viețuitori din pustia ascetică, din delta Nilului, și acolo au putut cunoaște cu adevărat viața creștină autentică a monahilor, întemeiat de Sfântul Antonie cel Mare și de Sfântul Pahomie cel Mare. Au rămas acolo în Egipt vreme de 7 ani, s-au întors înapoi după aceea ambii, și Sfântul Ioan Casian și Sfântul German din Dacia Pontică, s-au întors din nou la mănăstirea lor în Betleem, dar datorită unor tulburări de acolo și-au îndreptat pașii către Constantinopol. Aici l-au cunoscut pe Marele Ierarh și dascăl al Bisericii, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care văzând râvna lor și evlavia lor și cultura lor deosebită, l-a hirotonit pe German ca preot, iar pe Sfântul Ioan Casian l-a hirotonit diacon. După ce Sfântul Ioan Gură de Aur a fost scos din scaun, cei doi au plecat la Roma pentru a depune mărturie asupra nevinovăției Sfântului Ioan Gură de Aur în fața papei Inocențiu. De acolo s-au îndreptat către Marsilia, în sudul Franței, unde Sfântul Ioan Casian a întemeiat o mănăstire cu hramul Sfântul Mucenic Victor, zidită pe locul martirajului unui martir cu numele de Victor. Și acolo și-a sfârșit viața lui în anul 435. La scurt timp după ce a trecut la cele veșnice, a fost trecut în rândul sfinților, fiind pomenit, iată, cu evlavie în fiecare an, în data de 29 februarie, împreună cu Sfântul German din Dacia Pontică. Prin opera sa teologică, Sfântul Ioan Casian a combătut erezia nestoriană, precum și alte învățături greșite ale vremii. Întrebările pe care el însuși și mai ales Sfântul German le-au pus celor mai înduhovniciți monahi ai Egiptului au fost cuprinse în lucrarea Convorbiri cu părinții din pustie. Iată, de la ei ne-au rămas, și în special de la Sfântul Ioan Casian, ne-au rămas lucrări deosebite, o lucrare intitulată Colațiune sau Discuții cu părinții deșertului, o lucrare temeinică de teologie dogmatică despre întruparea cuvântului, și de asemenea ne-a rămas o lucrare despre cele 8 spirite ale răutății.
Despre Sfântul Germa din Dacia Pontică a scris încă înainte de Revoluție, înainte de a fi trecut în rândul Sfinților, alături de Sfântul Ioan Casian, o lucrare foarte importantă, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, pe care a prezentat-o la Sofia în anul 1989, într-o conferință internațională referitoare la Sfinții Dacoromani și la Sfinții Străromâni. Ne bucurăm așadar că, iată, Biserica își aduce aminte de aceste două mari personalități care rămân un exemplu de întruchipat și pentru noi cei de astăzi, și pentru clerici, dar și pentru mireni, pentru că ei au apărat dreapta credință, au trăit-o în dragostea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales prin scrierile lor, care sunt scrieri universale, destinate tuturor creștinilor, au rămas ca un reper pentru istoria Bisericii Universale. Sfinții cuvioși Ioan Casian și German au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992.